De Ziua Națională a României, Primăria Târgu Jiu va oferi cetățenilor aproximativ 2000 de porții de fasole cu cârnați. După manifestările care vor avea loc în piața prefecturii, participanții vor fi invitați la un restaurant din municipiu, acolo unde va avea loc masa festivă. Să știe cetățenii din municipiul nostru este faptul că Primăria Municipiului Târgu Jiu, ca în fiecare an, se pregătește și pentru data de 1 decembrie. După manifestările care vor avea loc în piața prefecturii, noi așteptăm cetățenii care doresc să participe la masa tradițională oferită de Primăria Municipiului Târgu Jiu. Cu toții știm, fasole, cârnați, murături, vin fiert. Restaurantul nu a fost încă ales, dar autoritățile încearcă să găsească un local unde servirea se poate face în serii. Putem asigura masă pentru un număr de aproximativ 2000 de persoane. La o locație, deci la un restaurant care să poată asigura servirea în serii a celor care doresc să vină să participe și care să și fie aproape de piața prefecturii, de locul manifestărilor. Suma alocată de la bugetul local pentru masa festivă este de peste 22.000 de lei, aceeași sumă ca și în anii trecuți.